cadrul campaniei Da pentru Sport, începând de astăzi, vă prezentăm copiii de la Clubul Sportiv Municipal Avântul, grupa de vârstă născuți în 1999, pregătiți de antrenorul Vili Stoica. Echipa a ocupat locul 2 în campionatul județean în anul 2014 și locul 3 în play-off. Astăzi îl cunoașteți pe Alin Horvat. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Daregin TV și campania Da pentru Sport. Astăzi am poposit pe stadionul Avântul din Reghin și tinerii fotbaliști, viitorul nostru în fotbal, iată, prezent la datorie. În timpul unui antrenament ne-am permis să încercăm să vi prezentăm dumneavoastră reghinenilor. Astăzi l-am alături de mine pe Alin Horvat. Salut, Alin, și bine ai venit! Ziua. Alin, în primul rând aș vrea să îți faci o scurtă prezentare a ta. Eu mă numesc Horvat Alin, sunt de la școala Petru Maior. Joc la acest club de un an jumate, în vară sunt 2 ani, înainte am jucat la școala sportivă, tot 2 ani. Și pe ce poți joci? Haide ca să o luăm așa, că pe ce poți joci? Pe atacant. Atacant. Bun, e acum mai nu știu, nu extrem, nu vârf, nu, deci atacant practic, da. Cam așa se reduce. De ce fotbal și de ce nu, eu știu, sunt o multitudine de sporturi acum, sau, mai bine zis, de ce nu tastaturi ceva pe acasă? Păi, fotbalul e sportul rege, îmi place foarte mult și este mai importantă sănătatea. În fotbal poți să-ți faci multă sănătate și să ai mult succes. Da, bun, deci poți să și îți faci o carieră, să și te aranjezi din punct de vedere material, da? Dar și sănătatea e... Da. E foarte ok ceea ce spui. Acum, eu mai vreau să te întreb pe tine ceva. În momentul în care ai spus Clubul Sportiv Școlar, da? CSS, da. Și așa, e un drum normal pentru voi, da? La un moment dat, da? Trebuie să încep de undeva. Crezi că e în regulă la vârsta voastră modul în care evoluați, vă pregătiți și unde vreți să ajungeți, așa? E bine? Cum? E bine. Eu am venit aici la Avântul Reghin pentru ca să progresez și e foarte bine, se fac antrenamente foarte bune. Cine ți-a antrenor? Vili Stoica. Bun, deci Vili ți-a antrenor. Da. Și voi în ce campionat jucați acum? Suntem Republican, suntem juniorii B. Da. Avem o grupă destul de noastră, suntem 16 echipe. Și... Cum ți se par adversarii acum la vârsta ta? Bun, îi vezi colegii tăi, sunteți o echipă, dar ceilalți 16 echipe, ai de unde să alegi? Păi, cum? Sunt tot oameni normali, trebuie să-i tratăm cu atare, dar în teren, acolo arătăm ce putem, nu există să unul mai bun ca celălalt, toți suntem egali. Bun, acum eu, la vârsta ta, mi-e greu să te întreb apropo de felul în care a reacționat, dacă un coechipier e într-o poziție mai bună, dar totuși, cum stați la acest capitol? Trebuie neapărat să dai gol sau jucați totuși în slujba echipei, cumva? În slujba echipei. Da, știi de ce? Pentru că există super talentații care mai uită de ei și iau. Îți place să driblezi, să iei minge așa? E normal, dar... Da, dar când ești față în față cu adversarul, doar tu nu trebuie să fii egoist când mai ai un coechiper și poți să dai lui pasă de gol. Bun, corect. Acum, nu știu, cum îți vezi drumul tău mai departe? De la junior B, mergând. Foarte bine, din moment ce aici la echipă ne antrenăm foarte bine și vrem să progresăm, să ajungem tot mai sus. Aș vrea să joc și la echipa mare, la Avântul. Bun, asta e un lucru bun. Și după care, de la echipa mare, să ajung undeva mai sus. Undeva mai sus. Ai, nu știu, o echipă preferată sau, nu știu, acum un stil de joc preferat? Da, Atletico de Madrid și Dinamo București. Bun, și ca jucător, un jucător așa care... De la Atletico Madrid, Fernando Torres. Da. Și de la Dinamo, Marius Nicolae. Bun, la Național ți-ai dorit să ajungi la un moment dat? Bineînțeles. Bineînțeles, bun, e și normal. Bine, Alin. Așadar, invitatul meu de astăzi, Alin Horvat, aici la campania Da pentru Sport, atacant, junior, Avântul, junior B, da? Mult succes, Alin, în continuare. Sper ca visele să ți se împlinească și normal, aici Vili e un meseriaș, a fost un fotbalist, încă este un fotbalist mare, e un antrenor, să sperăm, de viitor și... Mult succes în continuare! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, până la o nouă întâlnire aici la Da pentru Sport, Daregin TV, sunt Ghiță Zileru, numai bine!
Acestea au fost știrile din sport. Sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere!